Salut, bine v-am găsit, sunt Marius de la Brugăr.ro și în continuare vă invit să urmăriți un review al telefonului Nokia 300. Așa, un telefon care face parte din categoria Touch and Type de la Nokia. Am mai testat din această categorie de telefoane Nokia C3 Touch and Type și Nokia X3 Touch and Type, iar cu referatul meu este Nokia 300 așa. De ce? Veți vedea în curând. Motivul principal este că îmbină cu succes niște dotări hardware foarte eficiente și actuale cu un design clasic. Nokia 303 așa a apărut recent pe piață, are în plus o tastatură QWERTY și conectivitate Wi-Fi. Acest telefon Nokia 300 așa are o greutate de numai 85 de grame, este foarte ușor și beneficiază, foarte important de știut, de un procesor puternic de 1 GHz care este util pentru navigare și pentru jocuri sau aplicații. Ce este și mai important decât procesorul este faptul că tastatura funcționează în tandem cu ecranul tactil de tip rezistiv de 2,4 inch și cu diagonala de 2,4 inch și cu rezoluția QVGA. Este vorba despre interfața cu utilizatorul Touch and Type de la Nokia, o interfață foarte bine realizată și foarte ușor de utilizat. Telefonul are un design simplist, pe partea din față observăm ecranul, v-am spus ce dimensiune are diagonala și care este rezoluția acestuia, tastatura numerică, avem de-a face cu 3 butoane, butonul pentru inițiere apel, butonul pentru mesagerie și butonul pentru stingere sau pornire aparat sau respingere apel. Pe partea din dreapta observăm butoanele pentru volum și butonul pentru blocare de blocare ecran. Pe partea din spate camera foto cu rezoluția de 5 megapixeli, difuzorul destul de puternic. De pe partea din stânga nu observăm niciun element care să ne atragă în mod special atenția. La fel se întâmplă și cu partea de jos a aparatului. Pe partea de sus observăm mufa mini USB pentru conectarea cablului USB, mufa jack de 3,5 mm și mufa pentru conectarea încărcătorului. Și, pe total, telefonul este foarte ușor, după cum am spus, greutatea de numai 85 de grame, se ține bine în mână, are o priză fermă și, sincer să fiu, are o interfață foarte, foarte prietenoasă. Să trecem la aceasta. Vă arăt mai întâi cum se deblochează Nokia 300 așa. Apăsăm ori pe butonul pentru închidere, pornire, aparat sau, în acest caz, pentru deblocare, ori pe acest buton dedicat special deblocării ecranului și glisăm pe partea de jos a ecranului, deblocați. Avem de-a face așadar cu o interfață foarte user-friendly. Ecranul de tip rezistiv, care poate fi personalizat foarte simplu, apăsând puțin mai lung și apoi alegând din mai multe elemente care pot fi accesate în acest mod, printr-un click pe ecran. Bara de comenzi rapide, contactele preferate, agenda și ceasul. Ecranul principal conduce și către jocuri și aplicații atunci când este, când se face un swipe în dreapta sau în stânga și poate fi personalizat într-un mod foarte simplu. Atunci când apăsăm pe Mergeți la, personalizarea ecranului este și mai simplă. Avem de ales între mai multe elemente, cum ar fi browser, comunități, e-mail, aparat, foto, Bluetooth, radio, media și profiluri. Apăsăm pe oricare dintre ele și îl înlocuim cu cei care ne dorim noi. Comenzi rapide sunt foarte ușor de folosit în acest mod. Bluetooth, că tot a venit vorba de Bluetooth, să vă spun și
care este nivelul de conectivitate de care dispune Nokia 300 așa. Conectivitate GPRS, Edge, HSDPA la 10,2 megabiți și HSUPA. Lipsește conectivitatea Wi-Fi, ceea ce totuși ar fi fost, zic eu, o dotare foarte oportună. Ar fi fost o dotare foarte oportună la conectivitate wireless. Lipsește pe acest telefon, totuși pachetele de date sunt din ce în ce mai ieftine la operatorii de telefonie mobilă. Sunt disponibile și pentru cartere, așa că această mică scăpare poate fi oarecum trecută cu vedere. V-am spus în ce constă conectivitatea. Acum să vă explic puțin și cât rezistă telefonul în standby. Atunci când am folosit eu timp de aproape 2 săptămâni, durata medie a fost de 4-5 zile în condiții de utilizare de, să zicem, 30 de minute de apeluri, 30-40 de minute de SMS-uri și restul aproape 40 de minute de utilizare, bineînțeles, pentru jocuri sau aplicații. Că tot a venit vorba despre jocuri și aplicații, vă voi arăta puțin cât de repede se încarcă o aplicație sau un joc, să zicem convertor, deschidere, foarte simplu, foarte ușor, datorită procesorului de 1 GHz. Introducerea, iată cum se vede un clip pe ecranul lui Nokia A300. Putem să vedem și cum se încarcă un joc, să spunem Angry Birds. Angry Birds este disponibil așadar și pe telefoanele cu... Iată cât de tare se aude muzica. Telefoanele cu interfață S40, nu neapărat pentru cele cu sistem de operare Symbian. Jocul este cursiv, iar utilizatorii se pot bucura de experiența Angry Birds sau a altor jocuri distractive și de pe un telefon cu buget foarte redus. În regulă, acum să vă arăt și principalele aspecte ale meniului telefonului. Este vorba despre agenda, contacte, muzică, internet, mesagerie, fotografii, setări, magazin și aplicații. Vă voi arăta câteva fotografii realizate cu camera integrată de 5 megapixeli. Fotografii realizate iarna. Este ușor de navigat cu ajutorul ecranului care răspunde rapid la comenzi. Are o suprafață de contact foarte bine definită. Atunci când vine vorba de accesarea unui anumit element de pe ecran, putem ieși din un anumit meniu atât apăsând pe butonul înapoi, cât și pe butonul acesta pentru închidere, pornire, aparat. Vă voi pune și o piesă muzicală să auziți cât de bine redă muzica acest mic difuzor. Acum e la maxim. În regulă, acum că ați și auzit și ați și văzut cum funcționează Nokia A300, vă provoc să-mi spuneți prin comentarii dacă v-ați cumpăra un astfel de telefon, mai ales că prețul este extrem de accesibil, de aproximativ 450-500 lei, un preț, zic eu, imbatabil pentru un telefon care poate fi considerat smartphone entry-level. Așteptările voastre, concluzia este că acest telefon este simplu, ușor de utilizat și are un preț foarte, foarte accesibil.